Județul Suceava a pierdut unul dintre cei mai de seamă specialiști în construcția de drumuri și poduri, inginerul Eugen Girigan, care a plecat dintre noi. Deși s-a pensionat în 2010, avea planuri de a continua să lucreze până la vârsta de 80 de ani. Având multiple oferte de colaborare în diverse domenii, datorită vastului său bagaj de cunoștință și experienței. Cu o carieră impresionantă, Girigan a construit 87 de poduri în județul Suceava, inclusiv celebrul pod peste râul Moldova, care leagă Baia de Bogata. Cu cunoscut ca o adevărată enciclopedie a infrastructurii rutiere locale, el putea relata istoricul fiecărui pod din zonă. Pe lângă activitatea sa în construcții, Girigan a ocupat diverse funcții, printre care director al SECE Drumuri și Poduri Sa Suceava, consilier județean și local și subprefect al județului Suceava.